sală să începem ședința. Stimați cetățeni, vreau să vă anunț că printre noi îl avem în calitate de invitat pe domnul ministru al Muncii, Justiției și Protecției Sociale, domnul Marius Budăi, care dorește să răspundă la întrebările dumneavoastră pe linie de muncă, pensii, salarii, alte probleme cu care dumneavoastră vă confruntați. Același obiect l-am avut și în piață, în deplasarea care am făcut-o. Domnul ministru a răspuns cu corectețe fiecare cetățean care a întrebat, dar a zis într-o formă organizată să ne întâlnim aici în Casa de Cultură pentru prezentarea problemelor din partea dumneavoastră, acolo unde nu ați găsit rezolvare. Am invitat în acest sens toți faptul primarii de conducere din comunele de Mitrove, respectiv Soară, Udești, Concești, Mireanca, Hapărna, Păltiniști, Vișoara, Rădăuț-Prut, pentru ca în mod centralizat, așa cum am discutat și ieri, să prezinte problemele cetățenilor din comuna pe care o reprezintă. Sperăm ca această întâlnire să fie de bun augur și vă rugăm, fără niciun fel de reținere, să prezentați problemele așa cum sunt în mod real, pentru că domnul ministru este vocea autorizată care vă poate da sfaturile necesare sau soluția legală în funcție de prevederi legale care sunt în materie. Vă rugăm! Îți întâi să ne adreseze câteva cuvinte domnul primar Viorel Atomie, după care intrăm în discuții, vă rog, domnul primar. Vreau să par și eu mai înalt, mai înalt decât un ministru. Nu doream să fiu la masă, dar domnul ministru Marius, și nu se supără, cred că zic așa, l-ați cunoscut cu toți, m-a invitat să fiu alături de el, mai ales că ne cunoaștem din ceva ani, cred că de vreo 20 de ani, de când a intrat tânăr în politică. Și astăzi chiar mă uitam pe Donald, când el deschidea drumul înainte celor care veneau și astăzi eu am deschis noi drumul dumneavoastră. Deci pașii s-au văzut că au progresat, au urcat acolo și dorim la cât mai multe realizări în funcția care o are și ne bucurăm că ești omul din Nordul Moldovei, omul nostru din zonă, în care ai crescut alături de noi. Sperăm că o parte de noi ți-a fost și exemple pozitive, poate și negativ, nu se poate numai pozitiv să gândești. Eu să închei, urându-vă cu dumneavoastră sănătate, Hristos a înviat și să dea Dumnezeu să ne întâlnim pe 26 cât mai mult la vot și să fim alături de PSD, să votăm PSD, pentru că a fost și rămâne partidul de suflet. O câțiva cetățeni l-au primit pe domnul ministru cu post de sapă sau de râlete, ce vreau de acolo, simbolic, pentru că ei vreau la muncă și au cumpărat acolo, nu erau pregătiti pentru ei. Și am spus-o la câțiva colegi și vreau, nu-mi pare rău că n-am putut să ajung la Botoșani când a fost întâlnirea PNL-ului, să merg să-mi pun două pancarte pe mine și să arăt prima de 7 stele, PSD-ți din 90 și să-i dau o bântă domnului Orban să lovească în mine, să văd ce înseamnă. Eu PSD, sunt un PSD-ți din 90. Pentru ce merg eu să fiu lovit cu bânta, să-mi pot explica. Îmi pare rău că n-am ajuns, dar poate o să dau ochii și o să fac lucrul acesta. Nu sunt o persoană care s-a conflictului, nu sunt o persoană care să genereze dispute între cetățeni, toți suntem români, toți suntem prieteni, suntem rude, cunoștință și eu folosesc foarte mult cuvântul. Unul ține cu steaua, altul cu dinamo. Și noi, în primul rând, suntem oameni, putem să opresc și faci fiecare în cap ce vrea. Dar eu zic, pentru că PSD-ul este, cred că, singurul partid care a dat nouă luat. Și poate rău, domnul ministru, că atât s-a mediatizat cu legile justiției și atât au lovit presa, mare majoritatea presei nu ne este ostilă nouă de și nu, asta este, deci o trasă în noi și lucrurile bune care s-au făcut n-au fost popularizate. Și aici zic eu, lipsa de comunicare și jos și sus trebuia mai mult acolo, dar
ce să facem? Prin noi trebuie militanții de jos, trebuie să spunem și lucrurile bune care s-au făcut în țară și acest guvern. Mulțumesc și scuze, fac să vorbesc 30 secunde și cred că am depășit, îmi cer scuze. Dacă domnul Roșaie sau domnul Vasile Părea mai spune două cuvinte. Bună ziua! Bine, ne-am venit pe dragi cetățeni, stimați dărbăneni, este o mare cinste și o onoare ca în localitatea noastră să vină un ministru și nu un ministru oarecare. Vreau să vă spun că noi, pe teritoriul localității noastre, am avut diferite personalități, dar ne fiind din zona noastră, n-a fost așa, de această zonă, având în vedere faptul că dumneavoastră este crescut, născut în comuna de 20, satul Bredu, și pentru aceea vă mulțumesc, domnule ministru, că astăzi ați dat consultației noastre pentru a avea un dialog de tatăl cu cetățenii care au venit. Domnule ministru, atât vreau să vă spun, vă rog a mea în numele cetățenilor. Cei ce trăie guvernarea Băsescu-Boc, încercați dumneavoastră și știu că aveți tot interesul pentru a rezolva această problemă, acest cancer al guvernării pederiste. Vă mulțumesc! Vizor s-a dat, stimați dărbăreni,